Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, în viața aceasta suntem confruntați cu tot felul de probleme și depresiuni pe care adesea nu le înțelegem. Nu știm de ce se întâmplă așa, pentru că nu există întotdeauna cauze raționale pentru aceste experiențe. De multe ori, această categorie o numim accident. Accidentul, spunem noi, nu este o problemă de rațiune, ci una de noroc. Acesta este modul în care explicăm noi de cele mai multe ori ceea ce se întâmplă cu noi sau în jurul nostru. Explicațiile pe care ni le dăm de cele mai multe ori, atunci când lucrurile nu stau așa cum ne plac sau convin nouă, sunt că lucrurile au scăpat de sub control. De prea puține ori auzim oamenii acceptând că este voia lui Dumnezeu, este îngăduința lui ca anumite lucruri să se întâmple în această viață. Privind din această perspectivă, trebuie să acceptăm că nu se pot întâmpla accidente. Dumnezeu nu este surprins nici măcar când moare o vrabie. Pentru Dumnezeu, creatorul acestui univers, nici măcar existența unei simple păsări nu este fără importanță. Cu cât mai mult a noastră, a oamenilor, pentru a lăsa accidentele să apară în viața noastră. Cuvintele Domnului Isus sunt acelea care ne dau această siguranță. În Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetele 29 și 31 ne spun aceste lucruri. Nu se vând doare două vrăbi la un ban? Totuși. Niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Deci, să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrabi. Deci, nu este vorba despre accident în viața noastră, în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Pentru El, fiecare experiență prin care trecem are o anumită valoare, un anumit scop. Dar nu numai pentru El, ci și pentru noi. De fapt, aș spune că, în primul rând, pentru noi, deoarece aceste experiențe sunt menite a ne pregăti pentru acea existență cu Dumnezeu existența pentru care am fost creați de la bun început. Este foarte adevărat că unele din ele nu ni se par deloc a fi în beneficiul nostru. Dar să nu uităm ceea ce spuneam. Curcubeul apare numai pe timp ploios. Lucrul acesta nu îl înțelegea nici poporul evreu. Ei erau acum în deșert și nu înțelegeau de ce trebuie să fie privați de anumite lucruri. Nu înțelegeau în ce mod nisipul deșertului este o binecuvântare pentru ei. Cineva povestea o experiență interesantă care aruncă o nouă lumină asupra situațiilor de genul celor trăite de poporul evreu și de noi de multe ori. El avea o fetiță de șapte ani a cărei responsabilitate era să-i pregătească pachetelul cu gustarea pentru servici. În fiecare zi, mândră de responsabilitatea ei, fetița venea cu pachetelul pentru tatăl ei și cu un sărut îi ura servici ușor. Într-o zi, pe lângă obișnuitul pachetel, fetița a venit și cu un al doilea pachetel, spunându-i tatălui ei că este tot pentru el. Tatăl a luat pachetelul și a ajuns la servici, uitând cu totul de el. Dar la ora mesei, când și-a scos gustarea, a scos și pachetelul acela special. Când l a desfăcut, a găsit înăuntru o mică păpușică uzată, agrafe de păr, bucăți de hârtie colorată, creioane de colorat și alte câteva mărunțișuri pe care el a luat drept lucruri de care fetița voia să scape. Așa că după ce a terminat gustarea, împreună cu celelalte resturi, a aruncat și jucăriile primite. Se a ajuns acasă și fetița a venit într-un sufle la el aducând un bilețel. i a dat și i-a spus, tată, am uitat să-l pun în pungă, dar poți să-l citești acum. Pe bilet scria cu litere contorsionate. Dragă tată, sunt jucăriile mele favorite. Pentru că te iubesc, ți le dau și ție să te joci cu ele. Ceea ce el considerase că sunt deșeuri, lucruri fără valoare, erau de fapt o dovadă a dragostei fetiței lui. El aruncase la gunoi acele lucruri. Dragii mei, adesea cârtim când lucrurile nu ne plac. Suntem gata să renunțăm la cele experiențe pe care nu le înțelegem, când de fapt... Ele sunt dovezile de dragostea lui Dumnezeu față de noi oamenii. Dar să ne întoarcem la poporul evreu. Și el trecea prin astfel de experiențe, dar nu le înțelegea. Nici nu căuta să le înțeleagă. Suntem acum la capitolul 16 din Cartea Exod, iar poporul își continuă călătoria prin deșert. Toată adunarea copilor lui Israel a plecat din Elim și au ajuns în Pustia Sin, care este între Elim și Sinai, în a 15-a zi a lunii a doua după ieșirea lor din țara Egiptului. Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și Aron. Copiii lui Israel le-au zis, Cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam? Căci ne-ați adus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. E nu trecut să două luni de când și ieșise din Egipt. Ajung la Marea Roșie și încep să comenteze, să cârtească, Treg Marea Roșie, și după numai trei zile de la acest eveniment, cârtesc din nou pentru că nu avea apă. Dumnezeu rezolvă toate aceste probleme. Credeți însă că va dura mult până când ei încep să murmure din nou? Ei au dorit să fie eliberați din robia egipteană. Dar după ce începe călătoria prin deșert, imediat încep să se plângă de orice lucru. Ei își amintesc de bunăstarea și mulțumirea din Egipt și încep să-și dorească. Deci, uită repede robia și idealizează părțile ei bune. Mă gândesc că sunt foarte mulți care sunt mântuiți de păcatele lor, dar mereu regretă traiul Egiptului și nu puțin se întorc la el. Se întorc la vechea lor viață. Pe de-o parte sunt conștienți de gravitatea stării de păcătoșenie, dar idealizează anumite stări și evenimente ale trecutului. Dar este această idealizare rațională? Dumnezeu avea grijă de popor. În niciun caz el nu adusese poporul în deșert pentru a pieri de foame. Dumnezeu avea deja pregătită hrana pentru ei. Domnul a zis lui Moise, Iată că voi face să vă ploaie pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare și să văd dacă umblă sau nu după legea mea. În ziua a când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi. Moise și Aaron au zis tuturor copilor lui Israel. Astă seară veți înțelege că Domnul este acela care v-a scos din țara Egiptului și mâine dimineață veți vedea slava Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului, căci ce suntem noi ca să cârtiți împotriva noastră? Acum, acesta este un eveniment unic în istorie când Dumnezeu a hrănit un popor întreg în condițiile în care a făcut-o. Mă refer la deșert și la toate celelalte locuri pe unde a umblat poporul. Dar trebuie să remarcăm faptul că Dumnezeu vrea să pună poporul la încercare prin aceste experiențe. Noi ne gândim că încercările din partea Domnului vin numai într-o notă negativă. Niciodată nu luăm în considerare faptul că încercările pot să vină și sub formă pozitivă, adică sub formă de binecuvântări. În această situație, chiar Dumnezeu spune că ele va da hrana necesară, dar că și aceasta va fi un test pentru popor. Un alt lucru important aici este întrebarea pe care o adresează Moise și Aron poporului. De ce cârtiți împotriva noastră? Cu alte cuvinte, spun ei, și noi suntem oameni ca și voi. De ce vă răzvrătiți împotriva noastră? Nu putem face mai mult decât voi. Scoaterea voastră din Egipt nu este inițiativa noastră. Dumnezeu este cel care v-a scos de acolo. Către El trebuie să vă îndreptați cererile voastre, nu către noi. Moise și Aron au o atitudine corectă de această dată, atitudine din care și noi avem de învățat. Adesea noi ne implicăm în problemele oamenilor, ceea ce și trebuie să facem, numai că nu întotdeauna îl punem pe Dumnezeu înainte, nu îl scoatem pe El în față. Lăsăm adesea impresia că noi suntem soluția la problemele lor, ceea ce nu este real. Noi trebuie să-L prezentăm pe Dumnezeu acestor oameni pentru ca ei să înțeleagă că El este soluția la problemele pe care ei le au. Nu biserica este soluția, ea este doar intermediara între oameni și Dumnezeu. Sunt însă lucruri pe care Dumnezeu le cere bisericii să le facă și nu trebuie să ignorăm aceste sarcini. Să privim însă în continuare la ceea ce spun Moise și Aron, pentru că încă mai sunt lecții pentru biserică. Moise a zis, Domnul vă va da astă seară carne de mâncat și mâine dimineață vă va da pâine să vă săturați, pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-ați rostit împotriva lui. Căci ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului. Odată ce s-a stabilit cine este cel care rezolvă problemele Israelului, poporul trebuie să cunoască de acum cine este cel împotriva căruia se revoltă ei. Dragii mei, aud adesea oameni, întorcându-se de la bisericile pe care le frecventează, nemulțumiți de oamenii pe care îi întâlnesc acolo, nemulțumiți de slujitorii bisericilor și de multe alte lucruri. dați în voie să spun că au toate motivele să fie nemulțumiți. De ce? pentru că ei au așteptat de la oameni ceea ce trebuia să aștepte de la Dumnezeu. Niciodată oamenii nu vor fi în stare să ofere ceea ce numai Dumnezeu poate. Dar un alt lucru pe care trebuie să luăm în considerare în aceste evenimente este că dacă așteptăm de la oameni ceea ce ar trebui să așteptăm de la Dumnezeu, nu respectăm persoana lui așa cum ar trebui să o facem. Cu alte cuvinte, ignorăm ajutorul lui, ignorăm dragostea, grija lui față de noi, de obicei cerem când nu suntem mulțumiți de ceea ce primim. Înseamnă că ceea ce ne dă Dumnezeu nu ne place, nu ne satisface. Deci, dragi prieteni, pe cine căutăm noi în biserici? Îl căutăm pe Dumnezeu sau căutăm oameni? Să mergem mai departe în ceea ce face Dumnezeu pentru poporul său. Moise a zis lui Aaron, spune întregii adunări a copiilor lui Israel, apropiați-vă înaintea Domnului căci v-a auzit cărtirile. Și pe când vorbea Aron întrege adunarea lui Israel, s-a uitat înspre pustie și iată că slava Domnului s-a arătat în nor. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care nu aude strigătele și plânsul copiilor lui. Știți de ce plâng copiii mici de obicei? Ei au senzația că nu sunt băgați în seamă și folosesc plânsul pentru a atrage atenția. Israelul nu era prea departe de aceste stare. Ei încercau să atragă atenția asupra lor. Se gândeau poate că Dumnezeu a uitat de ei, ceea ce nu era deloc adevărat. Dumnezeu îi avea în centrul atenției. Tocmai de aceea convoca adunarea întregului popor. Aron este cel care strânge poporul, dar Dumnezeu este prezent acolo în mod vizibil. Norul era deasupra lor. Dumnezeu semna în felul acesta cuvintele pe care le va spune poporului prin intermediul lui Moise. Domnul vorbind lui Moise a zis, am auzit cărtirile copilor lui Israel. Spunele: între cele două serii veți să mâncați carne și dimineața vă veți sătura de pâine și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Vedeți ce mare era grija Domnului față de ei? El nu le dă numai un fel de mâncare. Ei ceruseră pâine, iar Dumnezeu le dă și carne să mănânce. Efortul lor? Să strângă hrana. Era tot ce trebuia să facă poporul. Aceasta este bunătatea Domnului. Ea aduce binecuvântări complete, dar ne implică și pe noi. Seara au venit niște preperițe și au acoperit tabăra și dimineața s-a așezat un strat gros de rău în jurul taberei. Când s-a luat rouă aceasta, pe fața pustiei era ceva mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață albă pe pământ. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul, Ce este aceasta? Căci nu știau ce este. Moise le-a zis, este pâinea pe care vă Domnul ca hrană. Domnul le dădea hrană. În mod misterios, hrana venea la ei fără ca măcar să fi făcut ei ceva. Tot ce aveau de făcut era să o culeagă. Dragii mei, sunt atâtea lucruri care vin în mod misterios pentru noi. Și tot ce avem noi de făcut este să consumăm. Dar știm noi oare să aprecem ceea ce face Domnul pentru noi? Odată cu hrana, Dumnezeu are și anumite porunci pentru ei. Iată ce a poruncit Domnul. Fiecare din voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană și anume un omer pe cap după numărul sufletelor voastre. Fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Cred că aici avem o aplicație a rugăciunii pe care Domnul Isus o spune ucenicilor și în care el cere Dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele. Dumnezeu le dădea într-o cantitate suficientă pentru fiecare dintre ei. Dar sunt câteva implicații. Toate acestea au de-a face cu credința lor, Așa cum Dumnezeu anunțase încă de la început, hrana aceasta, binecuvântarea aceasta era menită să fie și o lecție pentru ei, o școală. Unul din lucrurile pe care trebuia să le învețe poporul în această școală era credința în Dumnezeu, pentru ceea ce privea grija lui zilnică față de ei. Până atunci poporul a muncit în Egipt, și tot ce avea era rodul muncii lui. De acum, Domnul îi învăța că El este cel care le dă binecuvântările. Iar aceste binecuvântări se noiau în fiecare zi și ei trebuia să țină cont de acest lucru. Izraeliții au făcut așa și au strâns unii mai mult, alții mai puțin. În urmă o măsurau cu omerul și cine strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puțin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Moise le-a zis, nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineața, N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineața, dar a făcut vierm și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. E că nu numai credința în ceea ce privea hrana și grija lui Dumnezeu pentru ei trebuie învățată de popor. În ei se dezvolta acum spiritul comunitar, grija unii față de alții. Dragii mei, dragostea lui Dumnezeu manifestată față de noi trebuie împărtășită în același fel față de cei din jur. La fel este cu grija lui Dumnezeu față de noi. Cu alte cuvinte, ceea ce face Domnul pentru noi este un exemplu a cărui înțelegere o demonstrăm aplicând în relațiile dintre noi aceste lucruri. Dumnezeu nu ne învață teologie prin cuvântul Lui, ci ne învață cum să trăim după voia sa, asemenea Lui. Unii erau mai puternici decât alții, alții se mișcau mai repede și în felul acesta adunau mai multe mană decât ceilalți. Dar nimeni nu putea face rezerve. În felul acesta aveau prilejul să se ajute unii pe alții. Dar unii o fac, alții nu. Nimeni însă nu-l poate înșela pe Dumnezeu. Cei care au crezut că pot trece peste cuvântul lui au avut surpriza să găsească efortul lor zadarnic. Dimineața, ceea ce adunaseră ei era stricat. Regii mei, este o lecție importantă și frumoasă. Nimeni nu poate să-l înșele pe Dumnezeu. Poate îi înșelăm pe oameni dar nu pe Dumnezeu. Mai trist este că ne înșelăm pe noi înșine și risipim binecuvântările pe lucruri de nimic. Binecuvântările pe care încercăm să le păstrăm mai pentru noi vor ajunge asemenea manei depozitate, stricată și plină de viermi. Să învățăm din aceasta. Mergând mai departe, vedem că Dumnezeu totuși pune deoparte un timp pentru depozitarea binecuvântării. Astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui se topea. În ziua a șasea au strâns rană îndoit și anume doi omeri de fiecare. Toți fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. Și Moise le-a zis, Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închina Domnului. Cu acest ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămânea. Au lăsat-o până a doua zi dimineața cum poruncise Moise și nu s-a împuțit și n-a făcut viermi. Moise a zis, mâncați-o azi căci este ziua sabatului. Azi nu veți găsi mană pe câmp. Veți strânge timp de șase zile, dar în ziua șaptea care este sabatul nu va fi. Ziua șaptea era un semn pentru popor. Aceea era o zi specială pe care Domnul o alesese ca semn al legământului pe care l-avea cu ei. Dar unii din popor nu au ținut cont de lucrul acesta. Porunca era destul de clară. În cea de-a șasea zi, poporul trebuia să strângă suficient încât să ajungă pentru două zile. Ziua șaptea era ziua specială, era ziua de odihnă, era ziua în care ei se odihneau după munca unei săptămâni. Era ziua dedicată meditației și apropierii de Domnul. Dar, ca și astăzi, oamenii nu au respect față de cel ce dă bine cuvântările, iar lucrul acesta nu este plăcut Domnului. În ziua șaptea unei din popor au ieșit să strângă mană și n-au găsit. Atunci poporul a zis lui Moise, Până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele? Vedeți că Domnul v-a dat sabatul. De aceea vă dă în ziua șasea hrană pentru două zile. Fiecare să rămână la locul lui și în ziua șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. Așa cum spuneam, acesta era un semn pe care Dumnezeul dădea poporului pentru ca ei să asculte de el. Dar să vedem ce este mana aceasta pe care Domnul a dat-o poporului. Casa lui Israel a numit hrana aceasta mana. Ea semăna cu bobul de coriandru. Era albă și avea un gust de turtă cu miere. Mana se pare că era ceva asemănător bobițelor de coriandru, mici, albe și era foarte dulce. Ea a fost păstrată pentru aducerea mintea poporului și avea să fie așezată în chivotul Domnului. Moise a zis, iată ce a poruncit Domnul, să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmașii voștri ca să vadă și ei pâinea pe care v-am dat-o să o mâncați în pustie după ce v-am scos din țara Egiptului. Și Moise a zis lui Aaron, Ia un vas, spune în el un omer plin cu mană și așează-l înaintea Domnului ca să fie păstrat pentru urmașii voștri. După porunca dată de Domnul lui Moise, Aaron l-a pus înaintea chivotului mărturiei ca să fie păstrat. Dragi prieteni, acesta a fost modul în care Dumnezeu a portat de grijă poporului în tot timpul călătoriei lor prin deșert. Nu au dus lipsă de nimic. Totul era exact după nevoile lor. Ca Cu o curiozitate referitoare la calitățile nutritive ale hranei pe care Dumnezeu a dat-o poporului, un medic a făcut o interesantă observație. În deșert și nu numai, picioarele celor ce călătoresc se umflă nu din cauza efortului, ci din pricina unei alimentații necorespunzătoare. Ori scriptura spune că poporul a călătorit timp de 40 de ani și nu li s-au umflat picioarele. Prieteni, dragi, când Dumnezeu ne dă o binecuvântare, ea este de cea mai bună calitate și este tot ce avem nevoie. Dar să nu uităm că el așteaptă ascultare, în schimb. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.